Bună seara și bine ați revenit la un nou episod pe canalul Grădina lui Dan. Astăzi suntem în data de 6 mai. Am ajuns și eu puțin mai devreme de la serviciu, este ora 8 seara. Am pregătit vitrina pentru mâine. Răsadurile încă nu se vând cum s-au vândut în anii trecuți. Am avut acum 5 minute ultimul client. Între timp, de când am venit, am plantat și eu câteva fire de răsad. Din răsadurile produse de mine. Să vă arăt întâi aici. Acest lucru îl fac în fiecare an. Uitați, răsadurile s-a golit ceva, dar încă mai sunt multe roșii și problema este că este foarte cald acum și roșiile nu mai stau bine. Sunt deja mari, au tendința de alungire, deja o parte din ele s-au alungit, dar nu am ce să le fac. Încerc să le țin neudate cât pot, cât știu eu că supraviețuiesc ele neudate, ca să nu se mai ducă în sus, în speranța că o să pot să le vând în zilele următoare. Deci eu în fiecare an îmi plantez câteva răsaduri, din răsadurile pe care le cresc eu, în zona aceasta, în capătul solarului, pentru că eu nu stric pe timpul verii aceste paturi, peste tot am agril întins, pământul este așezat foarte bine, drept, și ca să stric aceste paturi, nu știu, cred că mi-a luat două zile, după care ca să le construiesc din nou în toamnă mi-ar lua cel puțin o săptămână, timp pe care nu-l am în primul rând și oricum eu rămân cu foarte multe plante pe timpul verii, știți foarte bine că o să apară rozmarinul pe care nu l-am acasă, trebuie să-l aduc acasă săptămâna viitoare, sper să se golească pe aici și să pot să aduc rozmarinul. Urmează să repicăm busuiocul grecesc în pahare de 13, ardei, iute ornamental și bineînțeles mușcatele pe care mi le-am oprit eu pentru butășire, cu care să defilez toată vara la înmulțire. Haideți să vă prezint ce am făcut eu aici. Știți că aici erau butașii de leandru și de dafin în partea cealaltă. Am reușit, de asta am și întârziat atât. Am găsit un spațiu undeva ca să mut aceste pahare. Am zgâriat puțin pământul, cum ar zice Nea Traian. Da? Eu nu plantez pe braț de organice sau pe... Deci pur și simplu am săpat la cazma. L-am mărunțit cu sapa, l-am așezat puțin cu grebla, după care am plantat câteva fire de răsad. Aici am ardeiul, am ardei iute mic, cum îi spun eu, iute mic și iute mare. Acestea două sunt singurele soiuri de plante pe care le am eu. Sunt niște plante care și-au păstrat caracteristicile în ultimii 5 ani de când eu semăn aceste semințe de la aceste plante și tot timpul îmi pun câte două plante pentru a recolta semințe. Este singura plantă, ardei iute, de la care recoltez semințe. După care am pus un ardei iute F1, Harvard F1, avem ardeiul gras roșu și ardeiul gras galben, care se numește Barbie. Am plantat câte un fir din fiecare, ca să văd ce se întâmplă cu răsadul din anul acesta. Și o să vi-l arăt pe timpul verii, probabil o să vă arăt și cum le întrețin și cum le copilesc, pentru că ardeiul se copilește și este foarte important chiar și afară, în spațiul neprotejat, să copilim ardei. În partea cealaltă avem roșii. Aici am plantat o roșie roz, este un hibrid bulgăresc, după care am pus o prunișoară, tot hibrid bulgăresc. Și următoarea este o inimă de bou, o roșie inimă de bou, vedeți că este un răsad alungit, exact ce v-am spus mai devreme, dar este foarte matur, vedeți că deja avem butonul floral foarte bine dezvoltat. Și vreau să vă arăt cum plantez eu acest fir de roșii. Acestea le-am plantat normal, pur și simplu am făcut o gaură și le-am înfipt, nu știu, aproximativ încă 5 cm peste cub, pentru că v-am spus, este foarte important să băgăm și din tulpină în sol, pentru că roșia dezvoltă o rădăcină foarte puternică. Deci pe suprafața tulpinii care este în sol o să apară rădăcini noi. Acesta fiind foarte alungit, îmi permite să îl îngrop și mai mult. De ce vreau să vă arăt cum îl îngrop? Vedeți, uite, ciupesc aceste frunze, da? Nu le jumol, le ciupesc. Și acum, în mod normal, există mitul acela că dacă plantăm o roșie în felul acesta, culcată, da? O să fac, mai aduc o groapă, în felul acesta culcată,
după care îndreptăm vârful, iar produce cu nu știu cât la sută mai mult. Poate să fie adevărat, dar eu nu sunt de acord cu lucrul acesta. Din ce cauză nu sunt de acord? Pentru că, în primul rând, păstrăm și rădăcina plantei în suprafața superficială a solului. Aici temperatura o să fie foarte mare tot timpul, apa o să se evapore foarte repede. Eu prefer să plantez aceste răsaduri care sunt mai mari, mai alungite, mai înalte, să nu le zicem alungite, în felul acesta. O să fac o groapă atât de adâncă, vedeți cât de bine este afunat terenul, eu aveam și cazmau aici, dar văd că merge cu mâna. Am găsit aici o piatră. Și o să fac o groapă foarte adâncă. Și roșia o să o pun pur și simplu drept. Da? Merge și mai adânc. Eu știu că este mai dificil, dar gândiți-vă la, numai la remanența de apă. Vă dați seama care este diferența dintre 30 de cm adâncime și, eu știu, 10 cm adâncime. La remanența de apă pe căldurile din timpul verii. Și acum pur și simplu acopăr. În felul acesta i-am asigurat o umiditate la rădăcină acum în prima perioadă foarte bună și bineînțeles rădăcinile noi care o să fie generate pe suprafața tulpinii o să se întindă în stratul superficial. Cred că știe toată lumea că suprafața primii 30 de centimetri din sol sunt cei fertili, 30-40 de centimetri. De exemplu, acest fir de răsat, o să procedez la fel. Și acesta este puțin cam înalt, deci ar avea în jur de 35 de centimetri, 40 de centimetri cu cup cu tot. Și o să-i las afară 15 centimetri, adică atât. De data asta o să folosesc cazmaua, să fie mai ușor. Este adevărat că ne ia mai mult timp, dar avantajele sunt foarte mari, mai ales în privința udatului, nu mai zic de suprafața pe care planta o să o ocupe cu rădăcina. Da? Am făcut o groapă mai adâncă și acum pur și simplu o acop. Vă dați seama că rădăcina acestei plante este la 30 de centimetri adâncime. Vă mai arăt încă o dată și am încheiat. Da, pe asta a călcat băiatul meu să iau alta. N-a văzut-o. În loc să facem groapa cu, eu știu, cu o sapă sau cu mâna, cum fac eu, facem cu o cazma în felul acesta. Deci aici este grădina mea pe timpul verii, aici vin în fiecare dimineață și beau cafea, verific aceste plante, le ud tot timpul înainte să plec la serviciu. Din această cauză nu o să fac nicio instalație, eu știu, de picurare sau instalația automată de udare, pentru că este plăcerea mea să vin să ud manual aceste plante în fiecare zi dacă este nevoie. Cam atât am avut eu să vă spun astăzi, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă aștept în continuare pe canalul Grădina lui Dan.